Bună seara și bine v-am găsit! Numele meu este Bianca Iordan, sunt nutriționist dietetician și astăzi mă aflu în fața voastră pentru a vă povesti puțin despre alimentația în sezonul rece. De ce zic în sezonul rece? Pentru că nevoile se schimbă odată cu scăderea temperaturilor de afară. Ceea ce vreau să spun este că organismul nostru arde mai multe calorii, are un consum caloric mai mare din cauza termoreglării, adică ca noi să păstrăm temperatura corpului constantă, în ciuda temperaturilor destul de scăzute de afară, organismul nostru trebuie să depună un efort suplimentar, ceea ce înseamnă că are și o ardere calorică mai mare. Așadar, nevoile pe care noi le avem sunt mai mari. Tocmai de aceea putem spune că apar poftele, că ne dorim să mâncăm mâncăruri mult mai calorice, farfuria mult mai plină, să consumăm mai multe grăsimi, mai multe proteine și așa mai departe. Aici o să vă dau un exemplu destul de logic. Ia încercați și luați masa tradițională de Crăciun și mâncați într-o zi toridă de iulie. Puteți? Sarmale, carne de porc grasă, salată beef cu maioneză, tot felul de prăjituri. Puteți, aveți o încărcătură atât de mare în mijlocul unei zile de vară? Eu cred că un pic mai greu. Dacă vara ne este suficient să consumăm o salată și poate o supă, o ciorbă, o limonadă, ei bine, iarna nu suntem satisfăcuți doar de atât și avem nevoile mai mari. Avem nevoie de ceva care să ne întărească imunitatea, anume de vitamine, de antioxidanți. Unde îi găsim? În legume și fructe. În care? În ale intens colorate. Imaginați-vă morcov, imaginați-vă dovleacul, imaginați-vă sfecla. Sunt pline de antioxidanți. Ideea că iarna sau în sezonul rece nu avem atât de multe fructe și legume ca vara și nu ne putem lua atât de multe vitamine, nu este neapărat adevărată, pentru că avem fructe și legume de care să ne bucurăm specifice sezonului rece. Exact cum spuneam mai devreme, avem sfecla, avem morcovul, avem dovleacul plăcintar, toate sunt bogate în antioxidanți. Ei bine, vreau să vă arăt de acum cum ar trebui să fie farfuria ideală. Trebuie să fie completă, trebuie să fie complexă, să aibă toate grupele alimentare, inclusiv carbohidrații, amidonul ăsta de care fugim cu toții. Exact cum spuneam mai devreme, dacă vara este suficient să ne umplem farfuria cu legume și o proteină pe lângă, ei bine, iarna nevoile se schimbă. Avem nevoie și de acești carbohidrați pentru furnizare de energie. De ce ne-ar face rău un cartof fiert, niște paste, orez mâncate, bineînțeles, în cantitatea care trebuie? Diferența o face întotdeauna cantitatea. Ca să nu creștem în greutate, deși farfuria trebuie să fie diversificată, nu trebuie să avem o cantitate excesivă de alimente. Indiferent că vorbim de roșii sau vorbim de ciocolată, controlul cantității este cel mai important. Acum, ca să luăm puțin pe grupe alimentare care ar fi indicat de consumat în sezonul rece, aș începe, să zicem, cu lactatele. Atenție, nu confundați lactatele cu brânzeturile. Dacă vorbim de telemea și de lapte, sunt lucruri total diferite, pentru că brânzeturile sunt făcute dintr-o cantitate mare de lapte, deci obținem un produs concentrat și clar cu o putere calorică mult mai mare decât laptele în stare pură. Ei bine, eu vă îndemn să folosiți lactate fermentate, ele conțin probiotice, mențin echilibrul florei intestinale astfel și, bineînțeles, au și cantitate de vitamina D. Dacă vara nu ne punem problema unui deficit de vitamina D, în miezul iernii se poate, pentru că noi o foarte bună cantitate din vitamina D o luăm de la soare, dar expunerea la soare este scăzută spre deloc în sezonul rece. Tot pentru a fi bogat în vitamina D putem să mai consumăm pește, are și omega, are și vitamina D. În afară de asta, așa cum vă spuneam și mai devreme, legumele și fructele cât mai intens colorate, cât mai diverse, trebuie să existe în farfurie. Fructele reprezintă o sursă foarte, foarte importantă de vitamina C. Nu trebuie să fugim de ele. Într-adevăr, consumate peste o anumită măsură, ele pot îngrășa. Dar dacă le consumăm în limită și privim fructele ca pe un desert sau ca pe o gustare, ele sunt perfecte. Avem nevoie de ele pentru vitaminele pe care ni le furnizează.
rădăcinoasele. Aici avem morcov, avem țelină, avem păstârnac, avem sfeclă, au pe lângă antioxidanți și foarte, foarte multe fibre. Aceste fibre ne ajută la funcționarea foarte bună a tranzitului intestinal. Pentru că vara ne luăm fibrele din tot felul de salate, din tot felul de fructe pe care le consumăm vara. Iarna, fiind un pic mai limitați, vă îndemn să încercați să aduceți fibrele din rădăcinoase, din tot felul de semințe, cum sunt semințele de chia, cum sunt semințele de in, cum sunt semințele de susan și așa mai departe. De asemenea, este foarte important să consumați supe și ciorbe. Ele hidratează organismul și de asemenea contribuie la un tranzit intestinal bun. Condimentele sunt foarte importante, în primul rând pentru că contribuie la creșterea temperaturii corpului. Și aici mă refer în special la condimentele picante. Avem piperul, avem chili, avem scorțișoara, curcuma, cuișoarele. Contribuie la creșterea temperaturii corpului. Așadar, organismul nu mai este atât de solicitat să mențină temperatura constant crescută. Ghimbirul și turmericul sunt antibacteriene și antiinflamatoare, foarte important de reținut. De asemenea, un consum crescut de condimente ajută să reducem sarea din alimente, care știm foarte bine că are o mulțime de minusuri. În primul rând, reținem foarte multă apă de la sare. Dragii mei, cam asta am avut de spus pentru astăzi. Sper că informațiile pe care vi le-am furnizat v-au fost utile, vă vor ajuta pe viitor, iar până data viitoare am un singur sfat să vă dau. Trăiește frumos, fii sănătos! O seară bună vă doresc!